Salutare, prieteni, salutare. Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, mă, prieteni. Ăsta care să face chipuri din astea. Da, prieteni, vrem să vă arătăm pe toate canalele noastre pe rând, așa. Ce am comandat, prieteni, și ce a venit. Lasă-te. Tragem așa și... O să vadă prietenii pe canalul Bubu mai așa, mai detaliat. Ce faci, mamă? Pregătești cartofi pentru... Mă, copii, mie-mi vine să vomit de la răceala asta. E virus. Avem? Nu, o să facem taxi, vrei? Păi, pui, bagă și tu chestia aia să te lași, o? Păi, da. Păi așa, pe jos. Așa un cartof e de probă, așa. Pe jos. E de prea mare. E prea mare. Nu e din ăla care să face chipsuri. Ba da, ba da. Ba da, uite. Sănătate. Cine a adus bibarna? Acum dau să mănânc. Mama. Ia a avut prima dată. Nu mânca, mă, crud. Și parcă acum nu mai am. Ba da. Și atunci? Ce-a căutat o să luați de la mine? Stai. Ia aici, stai un pic, stai, David! Ia mănânc. Da. Prieteni, suntem într-adevăr răciți, nu ne-am prefăcut. Ca să, cum au zis oamenii în comentarii. Ce? Cum puteți să ziceți că m-am primit? Uite că tu deja văd că nasul s-a înfundat. Noaptea. Din cauza nasului, așa eu. Da, n-am eu mai, eram dormit cu geamul deschis. Eu cu gura deschis n-am putut. Și copilul, dă-i seama cum e grea să ia răceala asta. Fereșul copilul, cum așa, a venit acum la mine după nu știu cât timp. Și acum s-a dus acasă, s-a jucat pe teren, nu știu, că a zis el că are meci, nu știu ce. Și plus de asta a avut și școală, s-a dus la școală astăzi împreună cu fratele lui, nu separați. Și voi ziceți că am bunit copilul. Voi nu sunteți normal la cap. Pe bune. Oameni fără creier. Noi nu mai putem, prieteni, în răceală. Abia stăm noi unde suntem mari. Dar minte un copil. Și de răceală și de școală și de mai multe. Dar nu era problema școala. Cum îl duc pe David, îl duceam și pe el. Dar chestia de răceală. Până merge și el cu Alex împreună. Nu. Vedeți că ne s-a schimbat vocea, n-am putut, nu mai putem. Dacă era și să mi-e bine cu Alex, era altă treabă. Duceam pe toți. Da. Dar oamenii, bine, oameni. Dar cel asta a avut o prima dată bunica Stella. Ce? Bunica Stella, nu? Da, mama a adus-o la bunica Stella. Și o răceală numai de nas, din aia care nu poți să respiri. Nas și în capul pieptului te ține. Deocamdată nu. Deocamdată mă doare capul, sunt moloșită. Să stare de vomă, moloșită, durere de cap, nas înfundat și ținut în piept. Așa are. Și nici nu știu, și cred că a luat-o copilul. Stai să vezi, mi-am mâncat sigur. Și cum el e dolofan așa. Da. Hai, David, poate. Da. Ia să vedem cum i-a făcut. Kila. Tare, tare. Puteți să-l dați înapoi, nu-i problemă. S-a strâmbat, uite. Dacă ai băgat cartofi. Mai ne pe dracu, dă și pe asta. Să nu strângi degetele. E bun, e de unica folosință. Da. Nu să-i de ăla chinezesc. Mai e vreun, nu mai. Maicule. Am găsit eu pe un site 89 de lei camere de supraveghere de alea cu wireless, care nu se mișcă, senzor. Nu știi? Ia uite, s-a strâmbit. Da, uite. Are și vecinul. Uite, tai degetele. Și zbune. Am văzut eu, dar știi ce e făcut? E și vocea. Da, zbune, 89 de lei. Sau 77 de lei, nu mai țin minte. Și am modele. Sunt mai multe modele, da. Ia, e mai specială. Cine e în aia? Tai degetele, bubule. Și nu mediază, dar e o prâng. Aia păsă, nu pe cartul nu trebuie. Mulțumesc. V-ați împăcat? Ce? Voi. Eu, voi doi. Și nu... Nu înțeles, asta nu... Ce-am să fac eu, măi, David? Mi-a dat o floare, că l-a rugat o doamnă. Sănătate. Vai, nu mai scapă asta dată pe răceala asta. Asta e ca să-ți lipească, uite, asta.
Hai să fac și eu. Știi, se lipește, nu? Dai de rugăță și lipește pe geam. La fac ce tot îți trebuie? Mă, nu mai pot. Doamne, nu mai pot. Ai făcut din aia zi. Te prinde la mână. Ce? Când țin simfonie. Posibil, da. Râdea zi David că trage nasul. Uite, din cauza asta probabil trage nasul, că era răcit. Și că este. Da. Prieteni, o să vedeți și tăietorul ăsta de cartofi, o să-l vedeți pe canalul lui Lumina mai târziu. Da? De două, pe Valez. Mă ia somnul. Apă, până să fric eu cartofi, să top la ăla. Știi cum facem, prieteni? Cum am avut mașină de spălat vase și niciodată n-am spălat vaselinea. Așa și cu ăsta. Bă, dar știi câte o mașină de spălat pe site-ul ăsta unde l-am găsit? Mm. E 400 de lei o mașină de spălat. Da? Unde? Ce 400 de lei? Nouă. 400 de mii. 4 milioane, mamă. A, 4 milioane. Nu cred că e nouă. Nu cred că e nouă. Nu. De acolo era să o iei. Și la sfârșit cu contractul să dai înapoi. Da. Băi, da. Mai poate. Bă, Lumina, ce te-a apucat? Ce? N-am mai găsit cola, nu știi. Nu mai pleacă, nu mai are bani. Bă, Margarita, gata. Nu mai cumpără cola, gata. Lumina, nu scoare Margarita la YouTube. Așa am văzut cola mea în frigider de viață. S-a terminat. Economiile, da, gata. Gata. Ia. Pune zvoala. Hai, spală-le-o. Da, și întâi să fac și mai mici. Mai spală-le o dată. Ce cartofi ești, ăștia nu-mi dau seama. Îți bun, mamă, decât deloc. Ia. Ia, mai spală-le o dată și bagă-le în bucătarul Bubu Max. Să vezi ce se poate la tigaie piure. Hai să-ți mai facem, Bubule, un canal. Bagă și... Să mai facem încă unul. Pui. Lui. De dacă mai faci o care mi-i fură fanile. N-ai văzut parfoame, cadouri ăștia, chestii. Ăștia trebuiau puși la cuptor pe o foaie, da, fără da. Oaie, fără nimic. Ce faci cu asta de s-a strâmbit? Îl văd pe Bubu în baie cu telefonul. Mă, s-a strâmbit, suflă și tu aici. Unde, mamă? În baie cu telefonul, nu știu, cred că și pe WC-ul când stă. Opa. Mă, fură fanile. Nu e de bine. Deci nu mai lasă cum lăsa telefonul pe notier. Nu mai că am început Bubu al meu, că m-a dat o spaima al mini. Început, mă, că ăla cu toate capurile vin mascați, sperie copii. Păi, văd că Bubu parcă nu mai e pe treaba lui. Am dat banii de jeaba pe ea. Las. Da. Asta e bună, face acolo trei cartofi, niște morcovi, niște... Dar nu-i doar de cartofi, poți să pui și roșii, poți să pui și castraveți. Da, roșii de castraveți mai moi și merg, adică salată. Morcovi. Știu cum. Gata, a fiindcă ai cumpărat asta, mai cumpără și un sică de ulei. Ba nu știu, ba da știu. Mai cumpără și o sică de ulei. Mă credeți și voi pe mine acum. Hai fă repede cartofile, că mi-e foame. Ce da, s-a făcut cartofii, gata. Mai trebuie ulei. Ia. Da, s-a făcut. Ia, așa le faci, ca da. Asta. Clar. Clar, da. Așa se fac, uite, tot strâmbe așa, uite. Da. Exact. Păi de-aia e la strâmb așa, știi, ca să vin. Ia. Vrei să încerc? Ia da poroșie să. Ia dă-mă. Unde e nemiș? A plecat. Păi? După tanti Lucica. Nu, după tot. Ce asta? Nemișe. Acolo e. Am vorbit cu Lucica. Am văzut afară în intersecție, că l-am dus acasă. Au, au, au. Nemișul și-a găsit feblețe. Terminați cu prostiile, că mă jură femeia pe stradă. Terminați cu prostiile. Aaaa. Îi stricăm combinațiile. Nemișul, în serios, ce vrea. Nemișul are relații secrete, să nu știe lumea. Ia, David. Ce vrea doamna? Au! Sau supărăm pe doamna cealaltă că aude care pe alta. Aia e chestia. Bagă pe unul mai mare. Nu mai să cazi combinația lui Nemișu. Nu știu cu ea. Nemișu e nesurat. Ia doamna. Sau Nemișu așteaptă și el un mesaj la o fană. Opa, opa, opa. Wow, e rus. Se dezmembrează la prima folosire. Uh-huh. E dimineața cu ăsta.
Apasă, nu. Nu tare. Eu cred că aruncă coaja mai degrabă. Da, da, uite, așa fără lăsă. Bă, pasă bine! Mă, lasă-mă, cu ăsta vine și Crăciunul. Aha, vine dracu. Vine Crăciunul și te prinde fără să la cilătă. Dar dai cu nieri? Stai, mă, că n-ai pus-o bine, femeie. Nu mai da cu nieri. Uite, te-a ajuns roșia, uite-o. Mă, tu nu vezi că n-ai pus ăsta cum trebuie? Gata, prietene, veni mai târziu, că deja e aici, balamuc. Nu reușim să stroșim o roșie. Aici, zi, mamă, la... O vezi? O vezi? La fani! Cu ăsta, de nu fanii mei, prietenii mei. Îi pupă-i și... Vă pup, vă dau un pupic, două, câte e nevoie. Ce? Încă ce? Abonați-vă la canalul lui Dănuț Mex, Lumina Mex, da, Mădălina Mex. Lumina Mex, când o să visezi tu, nu e Lumina Mex. Da, cum e? Camelia Mex. Nu e nici așa. Fosta Norălu Leo de la Sehă. Da. Lasă așa. Nu. Și Câmpiana Mex, la da. Bubu, ce treabă lui. Am. Gata, vă pupăm, prieteni. Vă pup.